Declarația mea politică de astăzi face referire la câteva priorități și așteptări pentru românii de pretutindeni în anul 2018. Anul centenarului ne readuce în prim plan o gamă de probleme privind Basarabia, comunitățile noastre istorice și de aspru, pentru care suntem obligați stat și societate, putere și opoziție împreună să identificăm și să aplicăm soluții adecvate. Din perspectiva comisiei pe care o conduc, un cuantum minim de asemenea soluții cu impact pozitiv asupra comunităților de români din afara granițelor țării trebuie să fie următoarele. Dublarea personalului Autorității Naționale pentru Cetățenie. Anularea obligativității domiciliere timp de 8 ani în România la solicitarea cetățeniei române de către românii de pretutindeni și persoanele aparținând filonului cultural românesc. Instituirea mecanismului de recunoaștere a cetățeniei române pentru cetățeni români din cele 11 județe ale noastre anexate de URSS și pentru urmașii lor crearea de circunscripții electorale distincte pentru Republica Moldova și pentru statele sau regiunile în care există peste 500.000 de, de cetățeni români. Înfrățirea tuturor localităților românești din comunitățile istorice cu localități din România. Creșterea bugetului alocat Ministerului Românilor de Pretutindeni, destinat organizațiilor reprezentative ale românilor de peste hotare, la 100 de milioane de lei, la egalitate cu fondurile destinate organizațiilor minorităților naționale din România. Declarația mea politică de astăzi se intitulează România se inspiră de la Polonia, dar nu în ceea ce trebuie. Ministrul de Externe român Teodor Meleșcanu s-a făcut recent avocatul Poloniei prin respingerea condiționării fondurilor europene de respectarea statului de drept. El a afirmat că dacă punem în cântar fondurile comunitare primite de România și profiturile obținute aici de companiile europene, nu, iese, nu cred că iese în pierdere Uniunea Europeană. Mai mult, domnul Meleșcanu a susținut că această condiționare ar constituie o încălcare grosolană nu numai a prevederilor, dar și a principiilor fundamentale ale Uniunii Europene, care au ca obiectiv solidaritatea și asigurarea convergenței între economiile statelor membre. Ministrul de Externe polonez, cu care domnul Meleșcanu s-a întâlnit joia trecută, a venit cu același argument că după aderarea la Uniunea Europeană, Polonia și-a deschis piețele pentru companiile străine, care obțin astfel profituri substanțiale. Această retorică este legată de cine profită mai mult și este complet falsă. Polonia este în Uniunea Europeană campioană la atragerea fondurilor europene și a reușit să cheltuie toți acești bani pe investiții. Prin urmare, Varșovia a profitat la maxim de banii europeni și aceasta nu este deloc un lucru rău, ci un exemplu de urmat chiar și de către PSD-alde. Senatul a adoptat ca și for decizia propunerea noastră legislativă prin înființarea Liceului Romanul Catolic din Târgu Mureș. Este un proiect legislativ care a avut la bază prevederi constituționale, prevederea legii educației naționale, a celei prin regimul culturilor. Toate acestea garantează la cel mai înalt nivel membrilor comunității, unei comunități a minorităților naționale, dreptul la păstrarea uh, tuturor elementelor identității lor. Uh, de asemenea, există o solicitare de, de ani de zile a comunității locale maghiare și a confesiunii romano-catolice de a înființa această școală care a existat în perioada interbelică în România și a fost desfințată de regimul comunist odată cu, toate, cu desfințarea tuturor școlilor ale cultelor religioase. Toate prevederile care erau necesare pentru punerea în aplicare în urma aprobării acestei legi sunt cuprinse în proiectul legislativ. Tot ceea ce Ministerul Educației și Guvernul României ne-a dat ca și măsuri de îmbunătățire au fost cuprinse astfel încât acest proiect legislativ chiar poate fi pus în aplicare în cazul în care va fi promulgat de către președinte României. declarația mea de astăzi se numește Iașul își continuă proiectele și în anul 2018. Dragi colegi, principalele proiecte pentru care Iașul s-a zbătut în anul 2017 au fost Autostrada 8, Autostrada Unirii, Spitalul Regional de Urgență, Șoseaua de Centură, Sala Polivalentă. Este posibil ca tocmai din această cauză anumite proiecte la fel de importante, dar poate cu valoare mai redusă, să nu fi fost trecute în registru, să fi fost trecute în registru secund fapt pentru care la început de sesiune parlamentară doresc să le aduc la cunoștința publică. Pentru că este vorba de anul centenar al Marii Uniri, județul Iași operează prin programul operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020, programul finanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul European de Vecinătate, Vecinătate Reabilitarea Muzeului Mihai Eminescu din Parcul Cocupou, precum și Reabilitarea Monumentului de Arhitectură Școala Primară Mixtă Fălești, în parteneriat cu Raionul Fălești din Republica Moldova. Lucrările de reabilitare aparțin proiectului Educație și Cultură Fără Frontieră și însumează doar pentru partea română o valoare estimată la 300.000 de euro fără TVA. În același registru cultural precizăm că s-a semnat deja contractele de finanțare pentru reabilitarea muzeilor Vasile Pogor și Sfântul Irak Doroftei, Mitropolitul, prin programul operațional regional POR, având ca ordonator de credite ADR Nord-Est prin axa prioritară 5%. PSD și al de distruge învățământul rural. Domnule președinte, stimați colegi, în campania electorală din anul 2016, liderii PSD și ALDE desenau la tablă prin studiourile de televiziune cum vor crește peste noapte salariile profesorilor și cum vor construi miile de școli, creșe și grădiniți. Astăzi, 6 februarie 2018, putem să vedem cu toții ceea ce s-a ales din promisiunile lui domnul Dragnea și al domnul Tărician. Profesorii, cei care își vor primi leafă la timp, nu cu întârziere ca luna trecută, vor fi bucuroși ca anul acesta, nu vor lua bani mai puțin decât anul trecut, iar cei mai norocoși vor constata că le-au crescut salariile cu 2-3% la o leafă de nimic. Despre miile de școli, crește și grădinițe noi, construite de la temelie, nu mai vorbim, în tot anul 2017, două guverne PSD au reușit doar să taie pamblica la o toaletă mutată din spatele curții în clădirea școlii. În anul 2018, PSD și ALDE nu mai construiește școli, ci au pus la cale un plan diabolic prin care, din septembrie, să închidă sute de școli, în special în mediul rural, motivul să facă economii la buget, căși bani pentru educație s-au cam terminat.